Elenița Gurghilă. Ea vine cu o premieră de la Chișinău, la București, o melodie frumoasă, sper să vă placă, după care o să aflăm cum se simte dumneai deja în calitate de mamă și de bărbat mare, pentru că fiul dumneai a făcut recent 18 ani. Până atunci, premieră aici, la Vorbe Bune! Te împărătești și prietenii este vinul. Din Chișinău la București își petrece tot românul. Cu bucate împărătești și prietenii este vinul. Cu vin bun moldovenesc să-ți înveselești inima. Românii toți îl cinstesc, cu el închină și regina. Cu vin bun moldovenesc să-ți înveselești inima. Românii toți îl cinstesc, cu el închină și regina. Așa de mare, pe mese bucate alese, cum dorește fiecare. Nici sarmale nu lipsesc la un chef așa de mare. Cu vin bun moldovenesc să-ți înveselești inima. Românii toți îl cinstesc, cu el închină și regina. Cu vin bun moldovenesc să-ți înveselești inima. Românii toți îl cinstesc, cu el închină și regina. I-am chemat să ne încânte, de sâmbătă până luni, nimeni cheful să nu-l uite. Lăutarii cei mai buni, i-am chemat să ne încânte, de sâmbătă până luni, nimeni cheful să nu-l uite. Cu vin bun moldovenesc, să-ți înveselești inima. Românii toți îl cinstesc, cu el închină și regina. Cu vin bun moldovenesc, să-ți înveselești inima. Românii toți îl cinstesc, cu el închină și regina. La Chișinău, peste podul prieteniei, frați cu neamuri se întâlnesc și întind hora bucuriei. Din București la Chișinău, peste podul prieteniei, frați cu neamuri se întâlnesc și întind hora bucuriei. Cu vin bun moldovenesc să-ți înveselești inima. Românii toți îl cinstesc, cu el închină și regina. Cu vin bun moldovenesc să-ți înveselești inima. Românii toți îl cinstesc, cu el închină și regina. Iată, așa am început emisiunea în forță. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Luați loc pe canapea. Vai, cât de bine vă combinați cu trandafirii noștri de pe masă. Probabil parcă sunt din aceeași poveste. Probabil că decorul a fost special și pentru mine. Da, o surpriză. Pregătit!
Bine ați venit la noi, felicitări pentru Flăcău Mare, pentru că văzusem recent poze pe Facebook. Aveți băiat de 18 ani deja. Da, mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, zilele acestea am împlinit frumoasă vârstă de 18 ani, majoratul, și eu sunt foarte fericită că am ajuns aceste zile minunate, să-l văd și eu mare, și vreau să-i doresc sănătate, fericire și să mă bucure, să ne bucure pe noi și să fie un copil demn, un băiat, un cetățean demn de onoare pentru țara sa, pentru neam. Am primit o grămadă de complimente de la fetele din regie. Zic, ia uite ce băiat frumos el are. Da, chiar e un Flăcău frumos, cu ochii albaștri și cu minte. Da, e cu minte, face sport, nu face nimic, niciun lucru fără să fie remunerat. Și deci are și el planuri ca fiecare. Vrea să plece? Nu, cred, deocamdată nu. Și vedem, adică, dar mi-aș dori, eu știu, poate să fac actorie sau fiindcă are niște vocații așa, niște talente mai ascunse, dar vedem cum se va mai dezvolta, știu, pe viitor ce vrea să facă. Ce cadou i-a oferit de 18 ani? Că unii primesc mașini, apartamente, că oamenii așa cred despre artiști, că au atâția bani. Da. Noi am cumpărat și a dorit foarte mult un calculator nou. Și i-am făcut cadou acesta din partea familiei întregi. Numai nu ziceți că vrea să se facă IT-șnic. Cred că nu. Pentru că fiul Aurichei Cordineanu face facultate în Danemarca, acolo unde în domeniul IT. Alt lucru care ne bucura pe noi a fost prezența dumneavoastră la Gala Celebrităților. Ia povestiți-ne, ce ați făcut acolo? În București a fost. Da, am fost la această gală, unde mulțumesc că am fost invitată și am venit cu drag. Și am fost menționat cu o diplomă și trofeu pentru că am fost apreciată ca o personalitate de-a lungul timpului, mai ales pentru proiectul Eminescu Etern, cântat în 10 limbi. Într-adevăr, am fost deci apreciată și de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România cu acest proiect și avem și niște planuri de viitor de colaborare, fiindcă li s-a părut foarte interesant și, la general, pentru toată activitatea mea de acum, nu știu, vreo 33 de ani buni sau... Dacă eu că am început chiar de pe la 18 să merg prin țări străine, ar putea să fie și 35 de ani de activitate. Și păi le mulțumesc. Când a zis de atâția ani de activitate, noi avem un video din 89. Din 89? Din 89. Sau, nu, ei, nu, am vrut eu să dau ceasul anilor atât de în urmă. Nu, e din 98. Dar oricum, poate, da, dar oricum da, câți da, ani? Deja deja-s 20 de ani! Da, dar ca tare am început din încă mai, de prin 85 am fost prima oară la Moscova la festivalul tineretului și studenților și am și diplomă de acolo. De acolo. Da. Haideți să vedem însă videoul pe care îl avem noi, pentru că atât de arhivă, atât de valoroasă și atât de plină, probabil doar dumneavoastră aveți. Probabil. Haideți să vedem acel video de acum 20 de ani. Ce ar fi virea mea fără de tine? O pasăre cu aripi. Și văzut în o vere cum se avântă. Ce a fi iubirea mea fără de tine? Un tren pe care îl chem și nu mai vine. Sub steaua sfântă ce mă luminează, aș sta cu chipul tău mereu de față. Tu ești în viața mea. Cred că totuși cea mai bună variantă, în ce an a fost această filmare, o să ne spună chiar. Da, prin 90 și ceva, fiindcă 93, poate 92 am lansat această melodie. Și aici în scenă sunt la Maluri de Prut, deci festivalul închinat soților Teodorovici și Adea Teodorovici, și am găsit-o prin arhiva televiziunii și am plasat-o pe canalul meu de YouTube. Da, și vreau să mă întorc la aprecierea de la București, sunt foarte încântată. În afară de aceasta, acolo s-a născut și piesa asta.
asta am colaborat cu cantautorii de acolo, pentru că piesa de la Chișinău la București e foarte, foarte nouă, adică sperăm să realizăm la primăvară și un videoclip neapărat, că mie îmi place foarte mult melodia asta, e de petrecere, de chef, așa. Sper să placă și neapărat luna mai, atunci când mă întorc din Statele Unite, fiindcă voi merge în Statele Unite. Plecare ușoară peste ocean, pentru că nu este tocmai o călătorie foarte simplă.